Bine v-am găsit. Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă WhatsApp. Mai întâi mergem în magazin Play. Și căutăm aplicația WhatsApp. După cum puteți vedea, eu deja o am instalat. Dacă nu o aveți instalat, apăsați descarcă. Și apoi dați deschide. Va apărut. pagina de start a aplicației, unde apar toate conversațiile cu cine ați vorbit, apoi apare starea, puteți să adăugați aici și să scrieți ceva despre stare și aici vedeți apelurile. În partea dreaptă sus avem trei puncte. Apăsăm pe trei puncte. Avem setări. Aici la setări avem cont, confidențialitate, securitate, verificare în doi pași, schimbare număr de telefon sau șterge cont. Apoi avem conversații. Putem să avem o temă la setarea telefonului sau un fundal și putem să facem backup la conversații. După aceea avem notificările. Dacă dorim să primim notificări când cineva ne scrie pe WhatsApp, avem ajutorul și putem să invităm un prieten. Vedem că WhatsApp face parte din Meta. Vedem jos că scrie from Meta. Dăm înapoi, apăsăm pe trei puncte, am văzut setările. Dăm apoi dispozitive asociate. După cum puteți vedea, putem mai nou pe WhatsApp să asociem un dispozitiv de tip laptop sau calculator. Apăsăm pe un browser web whatsapp.com și ne apare un cod QR. Apăsăm pe asociați un dispozitiv și scanăm acel cod și automat am intrat și pe laptop pe contul nostru de WhatsApp. Mai departe, apăsăm tot pe trei puncte și avem posibilitatea să adăugăm pe WhatsApp grupuri. Apăsăm pe grup nou și selectăm ce participanți vrem noi în grup. Și după cum puteți vedea, toți ce care adăugăm apar aici sus. Și apăsăm pe săgeată dreapta. Și putem să introducem subiectul grupului, să adăugăm un subiect și opțional o imagine, mesaje temporale. Da? Și apăsăm pe acest circuleț verde și grupul nostru a fost creat. Vă arată acum cum arată un grup. Da. Și în acest grup avem trei puncte. Avem detalii grup, fișiere media. Detalii grup ne arată toți participanții. După aceea fișiere media ne arată toate uh, imaginile și videoclipurile. La documente ne arată fișierele PDF sau Word și la linkuri, linkurile care au fost postate în grup. Iar dacă vrem să contactăm pe cineva pe WhatsApp, apăsăm tot pe cerculețul verde din partea dreaptă jos și căutăm ce nume dorim din agenda telefonului care are WhatsApp și trimitem. Ce putem trimite pe WhatsApp? Deci în primul rând putem trimite din galerie, adică imagini, da? Apăsăm pe Apăsăm pe imagine și am trimis-o. De asemenea, putem trimite un videoclip dăm toate fișierele media, videoclipul a fost atașat și a fost vedem că se încarcă și a fost trimis. După aceea avem document, putem să trimitem și documente. Apăsăm pe documente, selectăm și apăsăm trimite. Și vedem că și fișierul nostru PDF a fost încărcat. Aceasta a fost aplicația mobilă WhatsApp. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curiculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.